Hai, cum o zis în dată. Nu, bă, bă, aia, că dacă erai cu eu, ulei pe acolo. E normal că sunt doieți să strângă. Districat sau stricat, sunt doieți. Scutul. Bărbatul conducea pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Vaslui. La un moment dat, mașina acestuia a ajuns direct într-o groapă. Șoferul susține că nu a avut cum să evite incidentul și asta deoarece nu a văzut groapa, care, cei drept, era nesemnalizată. Aia acolo nu se vede și numai eu am zis că trec cu aici. Și zic asta, zic așa, zic de aici până aici și se încadrează problemă. Bun! La rog, uitați aici și acolo. Da, am înțeles. Asta e. Noroc de golul ăsta, că altfel îmi spărge baia. De aici am mers încolo, acolo nu se vede groapa. Și m-am pomenit în groapă. Groapă nesemnalizată, nu e nimic. În groapă. Dar nu poate să pun un semnal, pun o bară, pun o fășoară cu ceva. Ăsta, uitați aici, dacă se dă un șofer și dacă vede groapa și e de acolo, că nu se vede din mașină groapa. Nu se vede decât placa aici și un piculeț zici că n-ai nimic, că n-ai că treci, n-ai nicio treabă și ia uite și acolo. Pe strada Ștefan cel Mare se efectuează lucrări de modernizare, iar firma care se ocupă de acest lucru are obligația de a semnaliza corespunzător orice defecțiune apărută. Dar cum asta nu se întâmplă, orice șofer nemulțumit și cu mașina stricată dă primăria în judecată. În cursul anului 2012, împotriva unității administrative teritoriale Vaslui, au fost formulate două plângeri pentru daune auto cauzate de starea infrastructurii rutiere de pe raza municipiului. Într-un dosar a fost pronunțată o hotărâre împotriva primăriei municipiului Vaslui, iar cel de-al doilea dosar este în curs de judecare. Șoferii care își strică mașinile pe drumurile publice din municipiul Vaslui și vor să-și recupereze banii de la primărie trebuie să facă dovada în instanță cu fotografii, filme sau martori că incidentul s-a produs pe un sector de drum aflat în subordinea autorității locale.